Hey, Salutare tuturor, eu sunt Runner, iar astăzi voi citi câteva comentarii pe care le primește Mihai Smenta în ultimul timp. Haideți să vedem ce spun susținătorii lui sau ce spun oamenii despre Zmenta. Înainte mă uitam cu drag și mă amuzam copios la toate videoclipurile tale, mai ales alea cu statusuri. Acum nici măcar statusuri mai amuzate nu mai prezinți, deși ai avea de unde, comentariile și interpretările pe care le ai sunt jalnice și deloc amuzante. Nu am neapărat o problemă cu faptul că faci reclamă la chestii, că până la urmă ai ajuns cât uși de cât în România, deși era de așteptat, dar din păcate calitatea videoclipurilor tale lasă enorm de mult de dorit și se vede că le faci doar de drag de a fi făcut zmenta. Mă uitam cu drag la tine și chiar eram curioasă de fiecare dată când vedeam ce ai postat clip nou. Dar astăzi mă dezabonez pentru că efectiv nu mai văd nimic interesant sau amuzant în ce faci. Răzvan Unity scrie lui Zmenta, cel mai penibil YouTuber din România. Ana Maria Codrine baza, bă. Se referă la Codrin uh, Bradea. Born for Gaming îi scrie sclavul reclamelor. Omul fumat îi zice, nu știu cum se aude cu difuzorul telefonului, dar cu căștile se aude groaznic de încet. Stefania Bădilă. Am un status pentru tine, ești penibil. Good job, Stefania. Ai dreptate. Bela Francesca, futu-te în gură de obosit terminat, nu te-am suportat niciodată, zici că mănânci bășini prăjite și în, îndrăznești să judești tu pe unul și pe altul. Cum drag am ajuns la videoul ăsta, pișam aș pe tine. Stefan Debu îi scrie, ești un căcat, de toate pentru toți ei scrie, ești penibil, futu-te în gură. Cruel Gaming îi scrie, dislike, tot mai praf ești și nu are rost să-ți dau like. Polborea Robert îi scrie, dacă ți-ar da cineva bani să faci reclamă la un rahat, cred că ai face. Cam mai dreptate Robert la fază. asta, cred că chiar ar face reclamă la un cat. Pentru că da, face se vede, avea aia cu Oreo, ce pula mea mai avea, avea o grămadă de căcaturi și se vede că bă frate, totul pentru bani, înțeleg frate, sunt banii, banii sunt importanți pentru toți și pentru mine și pentru ăla și pentru ăla, da? Până la un punct, frate, adică E important să câștigi ceva din ceea ce faci, adică să nu o faci chiar 100% gratis, dar să știi și să te limitezi la anumite chestii, nu să faci reclamă la orice căcat. Și dau dreptate puștiului ăstaia, Bolbore Robert, care i-a zis, dacă i-a cineva să facă reclamă pe bani la un căcat, Practic el ar face și cred că așa și este. Sv. Razer îi scrie. Părerea mea e că faci videoclipuri în scârbă și crezi că nu observăm că ne bagi reclame pe gât, cum ar fi chestia cu Oreo, dar în pentru vară. Singurul, singurul motiv este pentru bani. No hate, please. Nu ai de ce să fii hateuit, răzvi, pentru că ai mare, mare dreptate. Și așa și este zmenta în ziua de azi. Face reclamă doar pentru bani. Și cred că aș și văzut câte dislike-uri are la acest clip foarte bine, băieți, good job. Tot așa cu dislike-urile, să ne pișem pe el. Neo Tiran îi scrie, bineînțeles, reclama ascunsă, ești un terminat obosit. <laughs> ok, The Best îi scrie, ești nașpa. Kingen îi scrie, bă, ai ajuns să faci reclamă la orice, la ce urmează să faci, la deodorant de toaletă sau ai făcut deja? <laughs> bună asta, bună asta, Kingen. Adițu îi scrie, dislike, aștept în jurături. Paul Barta îi răspunde lui Adițu și îi scrie ce înjurături. Merită toate dislike-urile din lume, te felici că ți-ai dat seama că videoclipurile de căcat face acest om de căcat. A, ce videoclipuri de căcat am? Nu, nu înțelegeam unde e greșeala pentru că nu-mi suna bine. HX Ray îi scrie, sunt aici să dau dislike. Bine, omule. Uh, Justin Godor scrie, aproape 6.000 600 de abonați și nici măcar 4 că like 4.000 de like-uri nu strângi, cel puțin un cât dislike-uri, ești penibil. Profil de criză îi scrie, frățioare, clipul e făcut pentru amuzament, că eu n-am râs deloc, doar am schimbat pe la două minute. Bine mă, Jokerese se i scrie, mie silă de tine, da, și mai citesc și eu de aici, de acolo, comentarii, adică nu le citesc pe fiecare în parte, încerc să mă uit ce comentarii mai lasă lumea, dar oricum, zmenta. Ești varză, frate. Ești varză pentru că ai ajuns să faci chestia asta doar pentru bani. Și când o faci pentru bani, uite care sunt rezultatele. Din păcate pentru tine, probabil, pentru că la început știu că te urmărea lumea și aveai destule like-uri. să ajungi undeva cu chestiile alea cu statusul surprenibile de pe Facebook. M-am mai și eu la vreo două clipuri de ale tale, dar Acum, în ziua de azi, chiar ești. Ești varză, ești zero. Zero barat. X-Gamer, asta, asta e tare. Auzi ce zice X-Gamer? Dacă aș putea să plătesc să șteargă canalul, aș face-o. Bine, X-Gamer. Asta au fost câteva comentarii de la clipul. Ultimul clip pe care Zmenta l-a postat. A fost acum în urmă cu vreo două săptămâni. Se vede că nici el nu mai postează des pentru că a înțeles că... Lumea începe să-l heitarească pentru că face asta doar pentru bani și face tot felul de reclame de căcat. Și da, mer își merită soarta. Să... Cât mai multe dislike-uri. Hai să dăm cât mai multe dislike-uri, băieți. Are 3000 de like-uri și 1600 undeva la mijloc cu, cu dislike-urile. Vreau mai multe pentru că nu merită nici măcar atenția noastră. Este un YouTuber de căcat. Face asta doar pentru bani și, repet, își merită soarta. Ok, dragi prieteni, eu am fost runner și sper că... Sper că ați văzut și voi ce youtuber este Zmenta și ce comentarii primește el în ultimul timp la clipurile sale pe care le face, pentru că sunt toate, toate aproape cu, cu scopul de a face bani, pentru că face reclamă la diferite chestii, la diferite produse și este foarte enervant, pentru că noi nu venim să ne uităm la reclame, noi venim să ne uităm la un conținut de calitate, nu la reclame, pentru că dacă vrem reclame ne uităm la televizor, probabil nu. Asta nu înseamnă că nu e, nu e, corect să faci reclamă câteodată, repet, câteodată și la unele produse care sunt pe nișa ta, să zicem așa. Adică dacă tu faci gaming, poate faci reclamă la un joc sau nu știu, o aplicație pentru telefon sau ceva care să, să fie pe treaba ta, cum să spune, nu? Tu faci gaming și faci reclamă mâine la ochelari de vedere. Ce treabă ar avea, înțelegi? Nu, nu știu care ar fi treaba cu cu canalul tău. Cam asta e ideea și văd că și lumea a început să, să, înțeleagă ce, cine este de fapt Zmenta și de ce face el YouTube. Da, și cam atunci pentru acest episod. Sper că v-a plăcut. Eu am fost runner și nu uitați de like-uri ca să ajungem la cât mai multe, multe, multe. Vă mulțumesc că m-ați urmărit și nu uitați să vă abonați în caz că nu, nu sunteți abonați. Ciao!